echipa surpriză la domiciliu și avem o surpriză pentru dumneavoastră. Spuneți la cine poate să fie. Poftim florile și să tăgem partea. Mulțumesc frumos! Și o să dau citire mesajului de felicitare. Cât este de important să știi că există un sufletel lângă care găsești liniștea sufletească. Vreau ca acest sentiment să nu dispară niciodată. Este puțin timp de când suntem împreună, dar vreau să te fac fericită în fiecare zi, pentru că meriți. Tu ai aprins această scânteie în inima mea și vreau să îți mulțumesc pentru tot. Acum totul depinde de noi doi. Tot ce construim este un început ce nu vreau să aibă sfârșit. Este greu să găsești acea persoană care să te facă să zâmbești numai din motivul că auzi glasul. Vreau să știu că ești fericită atât. Pentru aceasta eu sunt alături și la bine și la greu. Îți voi fi umăr în tot ceea ce faci. Îmi ești foarte dragă și însemn mult pentru mine. Cu mult drag, al tău, Rom. Mersi mult! Și tot aceasta tot pentru tine. Mulțumesc frumos! Vreau să mulțumesc puiului meu foarte mult pentru surpriza care mi-a făcut-o. Vreau să știi că l-aștept acasă și să fim și la bine și la greu împreună. Cu toate că avem puțin timp împreună, dar deja știu că este al meu. Să știi că te aștept acasă, puile, să fii lângă mine mereu. Mulțumesc mult, să vă dai Dumnezeu mult succes înainte și să mai faceți multe surprize, că asta, nu știu, nu face nimeni afară de voi. Așa, surprize plăcute și prin surprindere, practic.